Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ciprian Jaș. În această seară nu vă invit la o emisiune obișnuită. În această seară eu voi fi cel intervievat de doi elevi de la Colegiul Cuza din Galați, Serena Dumitru. Bună ziua! Bună ziua! Și Ovidiu Lazar. Bună ziua! Și acum eu vă stau la dispoziție pentru că voi ați vrut să vedeți ce face un om de televiziune, cam cum se desfășoară activitatea aici și eu știu ce întrebări mai aveți acolo. Sigur că da, pentru început vrem să vă prezentați ca să știe oamenii cu cine stăm la vorbă. Da, numele e Ciprian Jașcu, sunt producător general la TV Galați Brăila, televiziune regională. Cam cu 25 de ani de activitate în media și doar în televiziune, practic pot să spun că televiziunea e viața mea și aici nu e un șablon, îmi place, respir treaba asta. Nu mă văd făcând altceva. Chiar dacă mai fac și altceva, sufletul meu, inima mea rămâne în televiziune. Mulțumim frumos. Ce v-a inspirat în alegerea acestei cariere? Nu știu că a fost vorba de o inspirație sau nici nu m-am gândit vreodată că voi lucra într-o televiziune. Când eram mic, voiam să mă fac cercetător, biolog marin. Și am studiat, adică citeam foarte mult, mătușa mea fiind profesoară de biologie, îmi punea la dispoziție tot felul de materiale, cărți. Chiar și la școală, cu profesoara din școala generală, discutam orice legat de biologie, dar nu ce se predă la școală. Alea erau foarte ușoare. Printr-o conjunctură am ajuns la o televiziune locală, nici nu voiam să fiu reporter, eu m-am dus pe altceva. Și s-a brodit treaba asta, dar din momentul în care am ajuns acolo și am plecat pe teren să fac prima știre, am știut că asta e ce îmi place. Și stăteam zi lumină la televiziune, chiar și duminică am avut șansa să lucrez cu Petre Popescu, voi nu-l știți, era redactorul numărul 1 al lui Ceaușescu, practic a fost și directorul la televiziunea română cândva, toate știrile externe treceau prin mâna lui. El a ieșit la pensie la București și atunci mergea prin teritoriul unde era chemat să pună pe picioare televiziuni locale. Și am avut șansa să lucrez cu domnia sa și am învățat foarte multe lucruri. Și zic că probabil că a contat mult experiența mea și întâlnirea mea cu el. Ok. Care sunt valorile personale care vă definesc în raport cu meseria dumneavoastră și care sunt în general abilitățile principale pe care trebuie să le dovedească un jurnalist pentru a avea credibilitate în fața publicului? La prima parte ar însemna cumva să mă laud eu un pic, să ies cu ceva în evidență și aș prefera să trecem peste, dar pot să spun a doua parte a întrebării. Un jurnalist trebuie să nu se abate de la codul deontologic. Dacă îl citești, ai să vezi că sunt câteva cerințe acolo. În primul rând, trebuie să fii obiectiv, echidistant, nu trebuie să fii părținitor și trebuie să prezinți oamenilor ceea ce se întâmplă cu adevărat. Netul încheiat, efectiv, așa cum se întâmplă acel eveniment. Este cel mai greu, pentru că dacă observi doi oameni care se bat pe stradă și tu îți dai seama care a început, tu poate vrei să ții cu victima și atunci îl vei zugrăvi pe agresor în culori mai sumbre. Deși nu știi de la ce a început. Tu vezi pe cel căzut la pământ. De obicei românul, nu știu în altă parte, ține cu ăla căzut la pământ. Poate el a început. Da. Și atunci trebuie să fii cât mai obiectiv. Nu știu, eu ca jurnalist, am fost jurnalist de eveniment, cred că vreo 7-8 ani. A fost frumos, palpitant, dar nu știu dacă asta ne definește cel mai mult. Adică, practic, ce înseamnă chestia asta? Primeam un telefon la 10 seara, 12, nu contează, un accident la Tecuci. Accident cu victime, cu morți. Și plecai acolo, îți luai un cameraman și mergeai acolo. Tu vezi la televizor în 5 minute un material sau o știre care are 1 minut jumate, 2 minute. Ei, ca să elaborezi un astfel de eveniment, îți ia foarte mult timp. Te duci acolo, filmezi ce s-a întâmplat, victime, măsurători ale poliției, criminalistică, tot, mergi la spital dacă mai sunt supraviețuitori, discuți cu ei, cu medicii, cu familia celor de acolo. Adică e o întreagă poveste care și multă muncă pentru a livra un produs de 1 minut jumate. Okay. Pe asta putem dezvolta dacă vreți, dar durează foarte mult timp.
Mai avem alte întrebări. Te rog. Ce strategie adoptați pentru a crea o atmosferă relaxantă invitațiilor dumneavoastră? Păi ca idee, dacă știu că vin pentru prima oară într-un studio de televiziune, cum a fost cu voi astăzi, vă povestesc, o le povestesc câte ceva din televiziune. Ce înseamnă? Le explic că televiziunea nu este un babau până la urmă și nu e ceva de care să teamă. Până la urmă, prin televiziune reușești, sau nu, să intri în casele unor oameni. Știți că sunt oameni, cum spuneam noi, care nu trec sticla. Adică omul poate e bine pregătit într-un domeniu și el folosește un limbaj de lemn și mesajul lui nu ajunge la telespectatori. Și căutăm cât de cât să ne cunoaștem un pic înainte de a începe o emisiune, practic. Și este important să nu se simtă strângeniți? Păi e important, pentru că tu vrei să prezinți telespectatorilor omul așa cum este el, în realitate. Ori dacă el vine stresat, timorat, se gândește, oare ce întrebări îmi pune, oare, nu știu, are ceva ascuns, una să mânecă. Mai sunt colegi care vin, discută cu tine și la sfârșit, domnule, aveți o mașină pe care ați primit-o cadou de nu știu unde sau ați primit vreo șpagă sau și ți-l blochează, normal. Nu, e important că omul să fie degajat. Cât poate el, bineînțeles, că na, da. Vii prima dată, mai ales dacă e o emisiune în direct, acolo emoțiile sunt și mai mari, el se gândește, domnule, că am greșit, mă fac de râs în fața prietenilor. Am avut situații de emisiune în direct în care cel care era invitat a făcut niște greșeli impardonabile, să spunem, mai ales că era vorba de un profesor de română și era un pic certat cu limba română și atunci a zis, dom'le, dar cum fac să șterg? Dom'le, ce a fost în direct nu mai merge șters, dar pentru reluare, redifuzare, putem tăia bucățica asta aici, dar dacă ai zis treaba asta, ai zis-o. Da. Adică e important ca cel intervievat să se simtă relaxat, ca la el acasă. E mai greu un platou când mergi la el, adică te duci, să spunem, la un director de instituție și mergi să iei un interviu. El e pe terenul lui, se simte bine. Are poate o secretară, îi aduce o cafea, un pahar cu apă, mai are o pastilă dacă îi bate inima tare, dar e pe terenul lui și are deja un atu pentru el, pentru noi ca reporteri. E ceva obișnuit, că luăm un interviu aici sau că luăm pe teren. Și care este cea mai grea parte a unui interviu? Definește treaba asta, la ce te referi. Adică, grea pentru cine? Pentru dumneavoastră, pentru invitat, de realizat, care e cea mai grea parte? Pentru invitat, nu știu. Pentru invitat, probabil, dacă nu-i spui înainte ce vrei să discuți, probabil că e teama asta de necunoscut. Pentru mine nu pot să spun că e ceva greu. Nu știu dacă a fost ceva greu. Poate la începuturi, când am făcut primele emisiuni în direct, mi-era teamă să nu greșesc, pentru că am avut invitații de marcă și invitații școliți și pe la televiziuni. Am avut, de exemplu, primul meu interviu în direct a fost cu Mircea, cu George Astaloș. El avea o emisiune la PTVR2, Cafeneaua Literară. Ce mi-a plăcut la el, că a reușit cumva să intre într-un sistem de detenție penitenciar, deci practic voluntar, prin, mă rog, ce protocol avea el cu închisoarea respectivă, și a stat printre deținuți să le afle limbajul, comportamentul, și a făcut o carte. A scris versuri, cartea se numește Pe muche de șuriu, și era important pentru mine să nu dau în bară cu el. Eu știam ce Dumnezeu să-l întreb eu, că omul ăsta face emisiuni de... Bine, nu înainte de a mă naște, dar făcea de mult timp. Și atunci zici că apare o chestie să nu te blochezi cumva. Dar nu mi s-a întâmplat. Nu știu dacă e ceva greu. În general, caut să-mi fac temele bine înainte de a intra într-o emisiune. În general îmi știu invitații, știu că am... ce aș putea să discut cu ei, ce teme. Uite, pe voi nu v-am știut, dar și nici n-am discutat mult înainte de emisiune. Nu știu cât de greu ți se pare ție ca să stai de vorbă cu mine, dar cred că ne-ai de ce. Am de ce. Noi, cum să ai? Vi s-a întâmplat să filmați și emisiuni mai puțin reușite, conform standardele dumneavoastră? Da, cred că am avut o emisiune sau două. Nu-mi place partea economică deloc. Adică cifre, chestii. Și am avut o emisiune cu un director de bancă.
omul destul de inflexibil, adică știa treaba lui, era foarte bun pe ceea ce făcea, numai că eu nu înțelegeam cum aș putea să extrag informații de la el și să le dau telespectatorilor, astfel încât să înțeleagă oamenii ăștia. Păi, bun, de ce l-a invitat directorul ăsta de bancă? Până la urmă am găsit cumva un culoar, m-am gândit eu la agricultură și a zis, bun, pentru cei care sunt la țară și nu, vor să-și umple un tractor. Ah, și atunci el a început să povestească ce planuri financiare pune la dispoziția celor care vor să-și ia tractoare și alte utilaje și am mai scos. Dar nu mi-a plăcut emisiunea. Aia a fost una... Dar, în general, îmi plac emisiunile pe care le fac. Care sunt cele mai mari realizări din cariera dumneavoastră de jurnalist? Aoleu, nu știu dacă pot să-ți răspund. Dacă te referi la invitați, am avut invitați, uite, ultimul invitat de marcă, să spun, și cred că singurul intervievat sau... Deci a fost Dumitru Prunariu, care a venit la Galați pentru prima dată după 25 sau 30 de ani. Și eu pot să zic că am avut șansa să fac o emisiune întreagă cu dumnealui. Emisiunile mele de regulă sunt la 30 de minute. Am făcut emisiune de o oră pentru că aveam ce vorbi, fiind primul și singurul om care român care a zburat în spațiu, deocamdată. Și ala pot să zic, da, dacă vrei să pui la invitații, nu? General am avut, știu, parlamentari, miniștri, șefi de structuri militarizate, tot ce vrei. Nu pot să zic ceva anume, wow. A, ce am făcut niște chestii interesante, am făcut niște emisiuni cu trupele speciale, am fost cu ei în misiuni și acolo e un pic de adrenalină pentru că mergi, sunt niște condiții stricte, tu n-ai voie să folosești telefon sau alte mijloace. Adică mergi cu mascați într-un raid. Nu știu unde mergi. Puteam să filmăm, era cineva de la ei care avea grijă și de noi să nu luăm nu știu, vreo bătă pe spinare sau nu știu ce aruncau cei vizați de ei. Făceam niște materiale bune. Nu știu la altceva ce să mai ce aș putea să spun ca să zic că a fost așa wow și ca realizare. Da. Pentru mine fiecare zi în care fac o emisiune este o realizare. Chiar dacă fac să spun, eu fac o emisiune cu primarul Galațiului. Și o fac astăzi și o mai fac și una viitoare și mai fac și una viitoare, pentru că vine frecvent. Da, de fiecare dată e o realizare. Pentru mine, că am mai făcut o emisiune. Nu contează invitatul. Mie îmi place că fac ceea ce îmi place, cum v-am spus și la început. Care sunt domeniile sau subiectele care vă pasionează cel mai mult în jurnalism? Cum ți-am spus, am fost reporter de eveniment, îmi place să fac emisiuni cu poliție, dar emisiuni constructive. Ca să spun, de exemplu, făceam emisiuni înainte cu specialiștii de pe mașinile cu radar, dotate cu aparatură radar. Și arătam gălățenilor, și nu numai, că am lucrat și la Postul Național o perioadă, cum e prins unul cu viteză în trafic, ce se întâmplă mai departe. Adică, dacă era să aleg între câteva materiale cu radar, cu vitezomani și un accident cu victime, soldate până la urmă cu decesul unor participanți la trafic, alegeam întotdeauna partea cu radarul, constructivă. Mă gândeam, uite, tu ai permis și mergi tare, ți-a luat tata o mașină puternică și tu ce, te să impresionezi colega, uite, o invit la o plimbare și uite ce câți cai am eu și dai și dai și te-ai dus într-un copac și de tot. Văzând poate un material cu radarul, te vei gânde de două ori. Băi, poate mă prinde poliția. Nu neapărat că ți-e frică ție, dar te ceartă tata acasă, a plătit o amendă pentru tine, poate nu mai dă mașina. Nu știu. Și alte lucruri. Cu cei de la antidrog, cu... Astea mi-au plăcut. Și în general îmi plac emisiunile care sunt constructive. Eu nu caut, cel puțin Postul nostru nu promovează violența, nu o să vedeți la noi emisiuni cu acte de violență sau care s-au uitit gen știrile de la ora 5. Nu. Noi am renunțat la așa ceva de mult timp, cred că de prin 2012. Că am zis că gălățenii merită să vadă și partea frumoasă. Îmi place să lucrez materiale unde sunt implicați elevi de toate vârstele. De la cei mai mici care fac niște mărțișoare pentru mămicile lor, până la cei mai mari, uite, am filmat zilele trecute un târg de turism, cred că au fost cei de la liceul economic. Dar
și poate și alte școli la universitate. Fiecare și-a prezentat, mă rog, o ofertă ce aveau. Mie îmi place să văd tineri care sunt implicați în viața de zi cu zi a orașului. Că în general spune, băi, ele vin în ziua de azi, ce fac? Se duc prin baruri, unii se droghează dacă au bani, stau și se îmbate sau nu știu ce fac. Adică și stau toată ziua pe telefon. Dacă discuți cu mulți părinți, cam asta spun. Mai sunt și cei care spun, băi, copilul meu merge la școală, copilul meu face pregătire, merge la olimpiadă. Îmi place foarte mult să văd elevi care citesc. Sunt din ce în ce mai rari. Nu știu voi dacă citiți, dacă te-aș întreba când ai citit ultima oară o carte, am dat seama. Da? Pentru bacă. O carte așa să o citești. Și îmi place pentru că cărțile, știi, chiar o reclamă, cărți, te fac neprost. Știi? Cărțile te ajută la o dezvoltare personală, până la urmă. Obții niște informații dintr-o carte pe care nu le obții de pe net. Chiar dacă pare ciudat. Uite, unul dintre băieții mei avea la școală o lecție, colț alb. Bă, știți, bănuiesc, îi dau cartea, zic, citești-o, când termin te poți juca pe calculator. Eu îmi văd de treabă într-o oră, gata, e regulă. Băi, n-aveai cum să citești într-o oră cartea asta. Nu, că am văzut filmul, a intrat pe net. Și am încercat să-i explic, uite, dacă ai să citești aici. Hai să vezi că autorul descrie emoțiile câinului când merge pe cărarea aia și aduce aminte că era chemarea străbunilor, ce este chiar acolo. În film n-ai cum să vezi. Vezi un câine pe cărare. De unde știi ce gândește câinele ăla? Și mai un câine dresat, până la urmă, care se duce când cheamă instructorul lui. Da. Și ca idee, îmi plac lucrurile pozitive care se întâmplă la noi în comunitate. Noi promovăm foarte multe activități de genul ăsta în care semenii cu probleme sunt sprijiniți de către cei care au posibilități financiare și nu numai. Uite, acum în pădurea Gârboave, în aprilie, are loc o cursă ultramaraton, se aleargă 24 de ore pentru sprijinirea copiilor cu autism. Vezi, toată lumea fuge, băi, copii cu autism, ce însemna? Unul care e în banca lui. După ce vezi câțiva copii care au autism, ai să vezi că copiii aia merită măcar dreptul la o șansă, se pot recupera, nu în totalitate, dar merită să lupți pentru ei. Ei sunt formidabili, au ceva de spus, deși nu sunt ca tine, ca tine. Și de asta, noi ca și televiziune, că eu pot să dezvolt cât vreți voi subiectul ăsta, promovăm cât putem faptele bune. Nu avem știri cu sânge, cu căzuți de la dar etaj. Dar pentru a face audiență, credeți că reportajele trebuie să fie, să abordeze o temă negativă? Războaie, nu. Dezastre. Aia, în primul rând, sperie. Uite, în pandemie, noi am fost supuși unor reguli foarte stricte din partea CNA-ului și nu numai. Trebuia să facem emisiunile în așa fel încât să nu creăm panică. Băi, COVID, mori. Tu îți dai seama că făceai infarct când te uitai la televizor. Trebuia să-i explici omului exact cum e și atunci e mai greu. Nu, rating faci. Nu știu, în rândul celor care au o cultură generală mai discutabilă, probabil că există pasiunea asta pentru lucruri sângeroase, evenimente din astea. Eu zic că faptul că, uite, au făcut elevi de la facultate, ăștia de la robotică, au făcut niște invenții interesante. De ce n-am prezentat treaba aia și să faci rating cu ea? Faci. Știi cu ce faci rating și la, cu activități de masă? Adică, școala voastră implicată, nu știu, într-un meci de basket cu școala vecină și noi venim și filmăm. Toți susținătorii tăi, ai tăi și al celorlalți se vor uita aici și faci rating. Pe o chestie pozitivă. Da, partea negativă atrage cel mai mult din nefericire. Poate că și în fiecare dintre ei există ceva așa mai diabolic, să spunem. Da. Dar adevăratul rating îl faci pe ăla care arată pozitivismul. Așa cred eu și de asta și televiziunea asta merge pe trendul ăsta. Lucruri pozitive. Nu-ți place? Uite în altă parte. Care sunt aspectele pe care le apreciați cel mai mult în colaborarea cu membrii echipei dumneavoastră? Faptul că sunt foarte inventivi și că n-am dat niciodată greș cu ei. Adică noi suntem o echipă în adevăratul sens al cuvântului.
mergem pe teren și observăm sau filmăm ceva cu 3-4 camere, uite cum filmăm acum cu 3 camere, da? Mă rog. Și observ ceva, cel puțin un membru al echipei observă treaba asta, cu un semn aproape nevăzut, nesesizat pentru alții, noi luăm chestia aia. Îți pică o cameră în timpul unui spectacol. Ploua la un spectacol de zile Galațiului. Nu puteai să vezi ce filmezi. Camerele erau acoperite cu huse, colegii cu fiecare cu grugă pe cap. Ne-am dat seama că ne-a apărut în monitor că a picat o cameră. Îi faci semnul ăla, doar îi faci un semn, camera aia preia și ăla știe ce să ia. Și ăla stă acolo până când remediezi tu problema sau poate să ia altcineva locul. Adică apreciez faptul că funcționăm ca o echipă și asta nu zic așa de dragul de auzit. Nu, chiar suntem o echipă și chiar când este greu reușim să scoatem un material cât se poate de bun sau, mă rog, o filmare, ceea ce facem noi. Nu contează vreme, nu contează timp, cât stăm. E destul de greu. Uite, când aveți timp odată o să stați de vorbă poate cu un coleg de-al meu de la cameră și o să vedeți că nu e chiar simplu să fii, știu, cameraman în televiziune. Și care reporter mai niște chestii. Păi, asta putem povesti poate altă dată și despre evenimente pe care le-am avut pe teren. Când câte un șofer nervos sare la bătaie, când cameramanii au fost agresați sau vine unul și lovește camera cea de pe jos și sunt fel... Sau evenimente amuzante când filmai pe gheață la Cătușa ceva și s-a rupt pe gheața și cameramanul a început-o cu camera până la gât în apă. Dar alea fac parte din meseria noastră, să spunem. Niște chestii pe care ți le asumi, fără să știi că ți le asumi, știi? Da. Ce sfaturi ați oferit tinerilor care doresc să urmeze această carieră de jurnalism? Băi, eu... Sfaturi. În primul sfat ar fi, da, poți să te bagi într-o carieră de jurnalist, dar să te gândești că nu... Dacă... Ținta ta este un venit extraordinar, adică să câștigi mulți bani, nu câștigi mulți bani, dacă știi satisfacție. Dacă te vei duce la jurnalism, te invit și îți pot da niște sfaturi cum să-ți faci treaba, dacă o să-ți placă treaba asta. E ceva interesant, nici o zi nu seamănă cu alta. Asta este clar. Tu dacă ești strungar într-o întreprindere, te duci, băi, eu trebuie să fac două șuruburi. Azi, două mâine, două poimi, tot așa, aia e treaba ta. Ei, aici vii, nu știi ce se întâmplă. Gândește la parte de eveniment. Mai este eveniment. Nu știi că explodează o butelie, nu știi că se lovește bonul cu mașina de un stâlp, nu știi că vine o furtună și spune nu știu câți copaci la pământ, sau că profesorii fac o grevă, sau că doi elevi s-au bătut la școală, sau n-ai de unde să știi. Vii la muncă, ca jurnalist ești tot timpul la muncă. Pentru că dacă are loc când a fost cât o explozie printr-un cartier sau și recent a fost pe micul 19, aia explozia nu... La ce oră vii tu la muncă? Păi la 9. Ei, la 9 o sărim și noi în aer. Nu. Știi? Da. Dar e frumos, e incitant. Adică sfaturi... Nu știu ce să zic. Eu sunt cel mai subiectiv aici. Pentru că mie îmi place treaba asta și eu ce să zic? Du-te și te apucă de pescuit? Nu. Doar dacă te duci să faci o emisiune de pescuit. Cum avem noi un coleg care stă toată ziua pe baltă și pescuiește. Și ne mai ia și pe noi din când în când, când avem timp. Ok, mulțumim. Astea au fost întrebările noastre. Fost. Tu nu mai ai nicio întrebare? Nu mai am, dar pot să o pun suplimentar dacă doriți. Vi se pare foarte grea această meserie? Nu. Greu, nu știu dacă pot spune că e ceva greu aici. Greu e poate să mă mulțumesc pe mine. Pentru că eu am pretenții de la mine, vreau să fiu din ce în ce mai bun. Fac chestia asta de mult timp, cum ți-am spus, de 25 de ani și tot mai am de învățat și sunt conștient că mai am de învățat, dar îmi place. Și nicio provocare. Știi când îmi simt cel mai bine? Când am cel mai mult de lucru. Deci când am mult de lucru și aia mă ține în priză. Nu, dar aia este o adrenalină, nu știu, probabil eu nu am încercat parașutism. Cum sare aia cu parașuta și când sunt acolo în avion și apare chestia, probabil. Dar nu mi se pare ceva greu. Adică nu văd sau să existe vreo provocare și eu să nu mă bag. Pasiune să fie, dacă nu... Păi dacă nu este, știi ce e important, o să vedeți, o să terminați școala și o să, după ce o să faceți, o să ardeți toate etapele care sunt firești, o să aveți un loc de muncă. Cel mai important la un loc de muncă
este să-ți placă. Să te duci cu plăcere, să faci lucrurile acolo cu plăcere. Pentru că locul de muncă este, de fapt, aia devine ușor-ușor casa ta sau familia ta, pentru că tu vei sta acolo cel puțin 8 ore pe zi și ai să vezi că cu soțul sau cu soția n-ai să stai la un moment dat 8 ore pe zi. Și tu trebuie să te simți bine la locul de muncă. Și dacă te simți bine, vei da și randament și vei face niște lucruri de care poate nici tu nu ești conștient. Dar vei face lucruri bune. Da. Ați terminat? Da, am terminat. Poți să închei tu dacă vrei. Dacă vrei să închei tu, poți să te uiți la camera de acolo, la Ionuț, și să dai un mesaj cui vrei tu. Păi, încheiem această emisiune și cred că atunci când vrem să ne apucăm de o meserie nouă sau să facem, să urmăm o carieră, va trebui să fim pasionați și să nu o facem pentru venituri sau din obligații. Bă, sună frumos, știi? Să zicem, eu vă doresc succes cu proiectul pe care îl aveți. Mulțumesc. Vă mai aștept aici să mai stăm la câteva povești, la o cafea, fără camere, să vă mai spun lucruri din culise, lucruri care să vă facă plăcere cu certitudine. Noi ne aducem aminte de foarte, foarte multe lucruri, cu plăcere și bineînțeles că avem câte o țintă, că ne aducem aminte ce a pățit colegul ăla sau ăla sau ăla, dar sunt lucruri frumoase. Vă mulțumesc și eu că ați venit în casa noastră și sper să plecați de aici cu măcar unul dintre voi să aveți o chemare așa spre meseria asta. Jurnalist de televiziune. Mie nu-mi place nici radio și nici presa scrisă. Nu mă văd făcând așa ceva. Nu-mi place. De ce? Păi că îmi place televiziunea. Nu știu. Tu ai vreo pasiune? Da. Care? Îmi plac limbile străine, matematica. Un hobby. Un hobby? Sportul. Ce sport? Basket. Basket. De ce nu polo? Că nu-ți place. De ce nu haltere? Deci îți place basket. Ei, și mie îmi place televiziunea. De asta nu pot să spun de ce. Pentru că îmi place. Da. Bine. Încă o dată. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc.